Știți foarte bine că nu sunt adepta deserturilor complicate. Nu prea știu să le fac foarte bine astea complicate, cu blaturi de tort, cu creme, cu tot felul de chestii de genul ăsta. Nu este domeniul meu. Știi că am mai făcut toată cornulețele alea pentru leneși? Tot o variantă de genul avem pentru cinnamon roll. Așa că vom face rulouri cu scorțișoară, mai simple ca să nu mai zic pentru leneși, poftim. O să avem nevoie de tortilla de tacos. Cu asta vom lucra astăzi. Abia aștept să vă arăt despre ce este vorba, cât de simplu este acest desert. Se face super, super rapid și sunt sigură că o să vă bucurați și cu siguranță copiii voștri se vor bucura foarte mult de acest desert. Hai să ne apucăm de treabă! Pentru această rețetă avem nevoie de tortilla pentru tacos, zahăr, scorțișoară, cremă de brânză, unt, zahăr pudră și frișcă lichidă îndulcită. Primul pas al acestei rețete este să amestec zahărul cu scorțișoara. Zahărul tos. Îl amestecăm cu scorțișoara, nu cel pudră. Cel pudră o să-l folosim la glazură. Doamne, nu vă spun cât de bine miroase aici de la această scorțișoară. Lucrurile sunt foarte simple. Încălzim o tigaie, bine de tot, luăm o tortilla și o încălzim atât, adică nu o prăjim pe părți, doar o încălzim, pentru ca în momentul în care rulăm, ea să-și păstreze forma când se răcește. Pur și simplu o încălzim puțin și pe parte și pe cealaltă. Peste tortilla punem unt, ungem bine, bine, bine pe toată suprafața. Tot ce trebuie să facem este să luăm acest amestec de zahăr cu scorțișoară și să presărăm bine, bine, bine de tot pe toată suprafața lipirii. Întoarcem și rulăm. Procedăm la fel cu absolut toate lipirile pe care le avem sau, mă rog, câte vrem să facem. Acesta este un desert super simplu, bineînțeles că nu se compară cu originalul, dar în momentul în care nu ai timp și vrei să faci ceva dulce sau ce poftă de rulourile cu scorțișoară, ai această alternativă super rapidă și simplă. Am terminat rulourile cu scorțișoară, așa că o să mă apuc de glazură. Pentru asta avem nevoie de frișcă lichidă, zahăr pudră și cremă de brânză. O să o amestec foarte puțin cu mixerul. Despre asta vorbesc când spun un desert simplu cu doar câteva ingrediente care imită vestitele cinnamon roll. Așa că vă urez poftă bună, nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.